Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un unboxing Oriflame al campaniei 7. Este o ediție aniversară pentru că am împlinit 25 de ani de existență pe piața din România. Așa că le urez mult succes în continuare și un mare, mare la mulți ani. Comanda mea a venit în două pachete, 1 și 2. Hai să încep cu acesta, dacă tot e în mâinile mele. Am primit de la ei un călcător. Russell Hobbs este acesta, unul mov, un fucsia să-i zicem așa, nu știu exact ce culoare e, da, așa arată. Am mai avut de la Russell Hobbs călcător și e foarte ok, așa că mă bucur de încă unul. Mi-am luat încă o supă de roșii de la Wellness. E bine să ai în casă chestii deshidratate și pline cu proteine. Așa că mi-am recumpărat-o pentru că nu mai aveam decât una desfăcută și de sprangel mai am. Așa că am zis că e momentul să-mi iau tot de roșii. Are proteine din soia, mazăre și cartofi. Mie îmi place foarte mult la gust, are și verdețuri, busuioc, nu mai știu exact. Oricum îmi place foarte mult la gust și o amestec și în alte mâncări, adică nu o folosesc doar pe post de supă de roșii și atât. Apoi am primit o geantă, am rămas surprinsă. Este o gamă din noua lor colecție, Oriflame Exclusive Stockholm, și o scot din tissue paper ăsta. Wow, e o geantă foarte mare, business. Cu o mânere muștarii. Restia este un alb cu un blămaren. Așa, ca de cerneală. Asta e o geantă super business. Văd că are și un mâner pentru umăr. În interior este tot așa o culoare de cerneală. Și văd că are un compartiment cu fermoar. Și încă două fără fermoar aici. Îmi place tare mult cum arată. Un pic este mare, dar cred că pot să mai strâng un pic, nu știu. Da. Da, pot să mai strâng încă o tură, ca să nu fie atât de mare aici. Aici pot să o strâng. Și mai are încă o chestiuță mică aici, nu știu, o să-mi pun un dezinfectant ceva. Dar oricum arată foarte bine, îmi place materialul din ce e făcut, pare foarte rezistent. Până acum n-am mai avut probleme cu gențile de la Oriflame. Tot ce mi-am comandat a fost de calitate și a rezistat în timp. Dar asta poate fi și a voastră dacă vă înscrieți pe linkul de mai jos, intrați la programul de bun venit, îndepliniți toți cei 3 pași și primiți pe lângă asta și un portofel și încă un produs. Dar oricum, dacă sunteți interesate, înscrieți-vă și după aceea luăm legătura ca să povestim mai multe. Dar ea este geanta frumoasă din programul de bun venit. Celelalte produse sunt destul de multe și noi, desigur, ca de obicei. Mi-am luat acest săpun cu flori de bumbac și cu cardamon pentru că vor să-l scoată din catalog și sunt foarte supărată pe ei pentru că vor să-l scoată, pentru că este preferatul meu. Urmează unul cu flori de iris, am și mirosit deja în catalogul următor pentru că mi-a venit catalogul, l-am răsfoit deja, am mirosit paginile parfumate, dar nu miroase atât de bine precum ăsta. Și îmi place pentru că hidratează foarte bine pielea, nu o lasă uscat absolut deloc, îmi place că are și pompiță, așa că meritare și uleiuri esențiale. Eu nu sunt împătimită a uleiurilor esențiale, dar când am nevoie de ele, știu că sunt foarte ok. Apoi, este la reducerea asta xantinul. Un antioxidant pe care eu îl folosesc și eu. E un supliment alimentar, dar îmi place foarte mult și este foarte eficient. Și îl recumpăr de fiecare dată când este la ofertă. Apoi este la ofertă Jordani White. Eu nu știu ce am făcut cu Jordaniul meu White și cu Jordaniul original, pentru că nu le mai găsesc. Așa că acum a fost la ofertă, mi l-am recumpărat. Pentru că ăsta chiar îmi place foarte mult. Este un parfum proaspăt, foarte puternic.
Deci este deosebit. Îmi place foarte mult, îl pot purta și iarna și vara, nu contează pentru că este foarte ok. Îmi place mult mirosul, nu seamănă cu nimic, dar vă zic sincer, este mult mai pe gustul meu decât cel original și îmi place super, super mult. Acum este la ofertă în catalog. Apoi lui Andrei am cumpărat tot un Giordani, dar acesta de bărbați note. El l-a mai avut pe acesta și lui îi plac parfumurile puternice și mie îmi place mai mult cum miros pe el cele puternice. Din păcate va fi scos din catalog și acesta. Dar am zis că înainte să-l scoată, hai să-l mai iau încă o dată totuși pentru că miroase foarte, foarte plăcut. Deci este ultima dată în catalog acesta. Apoi, au apărut parfumurile Joyce, care îmi plac. Sunt apă de toaletă, dar nu contează. Mi-am cumpărat două Rose pentru că în catalog sunt 40 de lei, dar dacă luați două feluri, indiferent de combinație, este 30 de lei minus reduce. Am prins o ofertă foarte bună cu Joyce-urile și acesta cu trandafir de care v-am zis, chiar miros foarte plăcut. Dulceag așa și, deci îmi mențin părerea, să știți, chiar seamănă puțin cu Very Resistible, cu trandafirii din Very Resistible. Așa arată sticluța. Dar, la final, veți mai vedea a treia parte din seria Joyce, pentru că mi-am luat setul de lansare din catalogul următor. Deci Joyce ăsta miroase chiar superb. E mai dulceag, un pic trandafiriu, dar foarte plăcut. Și are așa o notă, nu știu, de mosc sau ceva, dar miroase foarte, foarte bine. Apoi mi-am înlocuit taxa de ambalare cu un gel de duș. Acum nu mai este asta pe stoc. Este o cremă pentru corp sau un gloss. Dar eu, sincer, mă bucur mult mai mult pentru gelul de duș. Am o tonă de creme pentru corp și nu prea le folosesc. Dar un gel de duș întotdeauna ai nevoie. Așa că ăsta este tot din gama Wake Up cu uleiuri esențiale. Tocmai îl termin pe Wake Up. Nu Wake Up, ci din gama Feel Good, scuze. Asta e Wake Up și celălalt este cu Love, nu mai știu ce. Dar oricum, miroase foarte bine și chiar îmi miroase pielea. Adică îmi rămâne parfumată pielea după ce mă spăl cu gelurile de duș din această gamă. Și de obicei știți că nu rezistă pe pielea mea gelurile de duș, dar astea chiar au rezistat. Apoi mi-am luat un șampon uscat. Pentru că a fost la ofertă, ăsta a fost doar 15 lei, e cel pentru ten. E cel pentru păr gras, uite, cu fitonutrienți, da, pentru părul gras. A fost doar 15 lei, minus reducere, oricum l-am luat cu vreo 9 lei, ceva de genul, a fost foarte ok. Apoi, încă două produse noi. Ăsta este un gel. E un ser uleios, să zice, pentru tălpi. Și m-am gândit să-l cumpăr pentru că, sincer vă zic, că am nevoie pentru călcâi să mi le repar puțin. Nu știu, mi se par foarte, foarte uscate tălpile. Oare cum e? Ah, uite. Se vede ceva sau pun mai mult. Așa este. E ca un ser, într-adevăr, uleios. Hai să-l și întind să văd cum miroase. Sunt curioasă de el, sincer vă zic. Da, miroase a un pic a sfumă de ras de bărbați și a mentol. Intră repede în piele, perfect. Exact asta și caut, nu-mi place să-mi simt tălpile lipicioase după ce am aplicat o cremă în tălpi sau așa. Deci chiar nu-mi place și ăsta e foarte promițător. Deci, dacă aveți nevoie de un produs pentru tălpi, nu prea se discută despre îngrijirea picioarelor pe YouTube, dar eu cred că este esențial să vorbim și despre chestia asta, așa că vi le recomand. Apoi, s-a lansat de la Novage, exact ce v-am spus în clipul trecut, nu pot să cred cât de repede trece timpul. S-a lansat un produs de targetare a coșurilor, are 15 ml, este pentru acne adultă și dacă cumpărați două, iese 40 de lei minus reducere. Spune că va diminua
coșurile în 24 de ore. N-are miros foarte puternic, sincer. Credeam că are. De obicei, genul ăsta de produse cam au. Dar e mai bine că n-are un miros puternic de acid salicilic, pentru că la de obicei are mult alcool. Așa. Apoi, am prins un set pe care îl puteți lua și voi dacă aveți o comandă peste 400 de lei. Am luat un set cu 90 de lei minus reducere. Vă zic acum câte produse sunt. 2, 4, 6. Un săpun, un rimel, perle Natural Peach, deci ceva foarte portabil, gel de duș Afrodita, Deorol Giordani și parfumul Giordani original. Toate astea au fost 90 de lei minus reducere, deci le-am prins la un super, super preț. Așa că nu puteam să le las acolo, sincer. Când sunt oferte, tot timpul sunt oferte la Oriflame, când sunt oferte e bine să profiți de ele. Mă rog, peste tot. Așa. Hai să trecem la setul de lansare al categoriei 8. Deci simt că trece timpul foarte, foarte repede. Și indiferent că facem ceva sau nu facem nimic, timpul trece. Așa că mai bine să îl petreci făcând ceva. Bine ar fi util și de viitor decât să nu faci nimic, pentru că oricum timpul trece. Se lansează, văd, un nou rimel Tremendous. Ăsta este Tremendous Fierce. Are același tip de pensulă foarte mare, care mie nu mi se potrivește, de aia nici nu-l deschid. Am să-l țin pentru un giveaway pentru voi. Aici am un produs, încă un booster. Mai am aici încă 3 boostere. Aici am, uite, al patrulea booster. Dar ăsta este cu vitamina C. Și vitamina C e foarte bine să o folosești în rutina de îngrijire a tenului, dar vă recomand să o folosiți seara, pentru că în timpul zilei aveți nevoie de un produs cu factor de protecție, altfel tenul vostru se va păta. Dar vitamina C este foarte, foarte bună în produsele de îngrijire a pielii. Apoi văd aici niște mostre. Ultimul produs, Joyce Turquoise, așa se cheamă. Deci avem Joyce Jade, Joyce Rose și Joyce Turquoise. Să văd și cum miroase ăsta și ce conține. Este foarte de vară. Sincer, mi se pare că seamănă cu un parfum mai vechi de la Oriflame. Asta e mai ciudățel, așa un pic. Parcă ar fi ca un deodorant. Vă zic acum ce conține. Așa este periuța de la Tremendous. Poate am să-l încerc, nu știu, mai gândesc. Deci, asta este oriental floral, pară acord de floare de lotus și mosc. Moscul nu prea simt, dar poate că miroase a pere. Într-adevăr, dar nu știu, e un pic prea tare pentru mine sau mai altfel. Oricum, rozul rămâne preferatul meu, asta e clar. Deci v-am zis de pe acum să știți că e... Ia să-mi plătesc nările puțin. Da, miroase mult, mult mai feminin. Ăla mi se pare puțin mai masculin. Poate fi chiar unisex. Nu, ăsta. Ăsta, roz, e preferatul meu, e superb. Deci... Dulceag, feminin, sexy, îmi place. Cred că am să-l și termin vara asta. Miroase foarte, foarte plăcut. Și ăsta a fost unboxing-ul meu. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Dacă vreți și voi să comandați produsele Oriflame cu reducere, vă las link-ul în descriere ca de obicei. Nu uitați să activați clopoțelul și ne vedem data viitoare. Pupici, fiți frumoase și sănătoase! Pa, pa!